Centrele de evaluare au fost înființate pentru pacienții confirmați cu infecție SARS-CoV-2, și anume pentru pacienții cu forme ușoare sau medii ale infecției cu SARS-CoV-2. S-a văzut necesitatea acestor centre de evaluare pentru că și în valurile anterioare ale pandemiei COVID au existat pacienți în număr mare care nu aveau neapărat nevoie de spitalizare și care ar fi beneficiat foarte mult de o evaluare și de un tratament administrat în ambulator. Lucru care a fost mai dificil de făcut în valurile anterioare, pentru că nu existau aceste centre de evaluare, existau doar spitalele și atât. În acest val, centrele de evaluare au fost gândite pentru a prelua pacienții confirmați cu infecție SARS-CoV-2, pentru o evaluare clinică, biologică și radiologică, evident, și pentru tratament în funcție de fiecare caz. Cum funcționează tot acest circuit? Un pacient, în momentul în care devine simptomatic, adică prezintă semne clinice care pot fi datorate infecției cu SARS-CoV-2, adică tuse, febră, dureri în gât, apropo de particularitățile valului Omicron, tuse, stare generală alterată, dureri musculare, dureri de cap, ar trebui să solicite medicul de familie. Medicul de familie îl poate testa și îi poate confirma infecția. Ce se întâmplă dacă pacientul nu are medic de familie? El poate să solicite ambulanța pentru a fi testat, probele lui urmând a fi recoltate de către medicii de pe ambulanță și transportate către un laborator. În cadrul acestei etape, ulterior au apărut dificultăți, și anume era un număr foarte mare de pacienți care solicita testarea la domiciliu de către ambulanță. S-au înființat în acel moment centre de testare, o altă variantă de centre, care au preluat un număr mare de pacienți direct în acele centre de testare și le confirmau infecția acolo. Bun. Din momentul în care un pacient are infecție confirmată SARS-CoV-2, și confirmată înseamnă atestată de un laborator acreditat și înregistrată în sistemul Corona Forms, care este un sistem informatic care preia toate datele pacienților infectați, deci în momentul în care este confirmat în acest fel un pacient, el poate fi adresat către două variante, centrele de evaluare sau către spital. Da? Decizia o ia medicul de familie în mod principal, pentru că medicul de familie monitorizează pacientul, chiar și telefonic sau chiar și direct, cum este necesar, și decide în funcție de tipul de pacient, adică pacient vârstnic cu comorbidități, cu boli cronice, cu alte tipuri de afecțiuni care ar putea crește riscul de evoluție către formă severă, da? Sau pacient tânăr fără probleme de sănătate. Bun. Deci, dacă avem de-a face cu pacienți cu factori de risc, la care o infecție cu SARS-CoV-2 aparent ușoară poate evolua sever în lipsa unui tratament de specialitate, acel pacient va fi direcționat de către medicul de familie către aceste centre de evaluare. Da? Bun. Pacienții se pot și autoadresa centrelor de evaluare, dar mențiunea pe care vreau să o fac este că pacienții trebuie să fie confirmați oficial cu SARS-CoV-2. În momentul în care un pacient este îndrumat de către medicul de familie către un centru de evaluare, acesta se deplasează către centru de evaluare, vă spun toate etapele pentru că sunt importante. În mod normal, dacă este o formă ușoară sau medie de boală, pacientul se poate duce chiar și cu un mijloc de transport propriu. Da? Propriu, deci nu cu metrou. Așa. Dacă nu, sau dacă este un pacient foarte vârstnic, chiar dacă are o formă ușoară de boală, poate solicita ajutorul ambulanței pentru a-l duce la un centru de evaluare. Dar ideea era să nu supra-solicităm în continuare serviciul de ambulanță. Cei care se pot deplasa cu mijloace proprii ar putea să o facă așa și ar fi foarte recomandat. Odată ce ajunge la centrul de evaluare, pacientul trebuie să aibă la el un buletin și cardul de sănătate. Da? În momentul respectiv este preluat de medicii de la centrul de evaluare. Medicii îl evaluează clinic, verifică faptul că este pozitiv în Corona Forms, s-a înregistrat, îi fac analize de sânge, dacă este necesar, îi fac radiografie pulmonară, dacă este necesar, sau tomografie pulmonară, după care, în funcție de toate detaliile obținute din aceste etape ale examinării clinice,
îi prescriu sau nu un tratament antiviral. Există criterii clare în privința prescrierii tratamentelor antivirale orale, pentru că despre asta vorbim, e vorba de tratamente pe care le va lua acasă. Deci va pleca de la centrul de evaluare acasă, da? În principiu. Și dacă necesită acest tratament antiviral oral, îl va primi de la centrul de evaluare pentru toată perioada de tratament. Deci se va da într-o punguță toate pastilele, în funcție de ce tip de pastile, pentru toată perioada necesară. După care pacientul ajunge înapoi acasă și ține legătura cu medicul de familie în continuare, pentru ca să îl supravegheze pe perioada tratamentului. Dacă pacientul nu merge bine sub tratament, sunt rare cazurile, dar posibile, atunci medicul de familie îl va trimite din nou, de data asta la spital. Da? Bun. Avem și varianta în care la centrul de evaluare ajunge un pacient care ori este depășit din punct de vedere al perioadei în care trebuie inițiat tratamentul antiviral, adică are peste 5 zile de la debutul bolii și atunci nu mai poate beneficia de tratament antiviral, eventual de simptomatice sau alte tipuri de medicamente, sau varianta în care medicul observă cu îngrijorare că pacientul nu va putea să urmeze un tratament la domiciliu pentru că este prea riscant în situația respectivului pacient și îl trimite la internare în spital. Da? Deci cam ăsta este circuitul.